Noaptea va fi noaptea chiar un pic mai rece decât aceasta. Dacă noaptea aceasta minima s-a înregistrat la stațiile noastre la Dobrove, minus 2 grade, Sibiu a avut temperatură pozitivă, 1,5, mică, dar pozitivă. Iar la Boița am avut iarăși plus 2 grade, stațiile de multe au fost evident cu temperaturi negative, aici știți că s-a depus un strat mic de zăpadă, azi dimineața erau 3 cm la stația de la Păltiniș, iar la Bâlea 18. Noaptea aceasta va fi senin, temperaturile vor scădea iarăși minus 3 la 0 grade, pe dealul unde începe deja o încălzire, da? Din cauza circulației aerului s-ar putea să fie ușor pozitive. Deci cam toată zona e cu temperaturi 0 sub 0, ușor sub 0. La Sibiu ne așteptăm la minus 1 grad. Dar nu mult, deci nu mult sub 0. De mâine începe o încălzire, dar ea începe în zonele mai înalte, datorită circulației atmosferice. În zonele noastre mai joase vom avea maxime comparabile celor de astăzi. Adică undeva 15-18 grade. Urmând ca noaptea următoare, deja toate temperaturile vor fi pozitive. Nu vor mai fi temperaturi negative și în zilele ce vin, timp de o săptămână până în 5, avem noi o estimare, vor fi undeva 20-22 în jurul acestor valori temperaturile. Iar cele pe timpul zilei, iar cele din timpul nopților, undeva 7-10 grade. Deci nu vor mai fi probleme. Turiștii care merg în weekend la munte, la Păltiniș sau la Bâlea, mai găsesc zăpadă? Va mai ninge? Nu, în 29, asta fiind deci sâmbătă, așteptăm iarăși ceva precipitații, dar datorită încălzirii, precipitații mixte doar pe culmile montane, undeva spre 2400-2500, dacă vor mai fi și trecătoare. Vor mai fi acolo, chiar dacă apare această încălzire, ei vor resimți temperaturile. Nu sunt precipitații consistente, dar e multe, ca să aibă grijă. Noi știm că răstăm de aici, cum e cu muntele. Alte precipitații vor mai fi în jurul datei de octombrie, plus minus seara sau acum se arată că în timpul zilei va mai trece un pasaj de precipitații. Iarăși nu consistente, dar va fi o vreme mai închisă. Pentru șoferi, ceață? Ceață dimineața, da, dimineața, în zi, fiind nopțile senine și cu atâta umezeală, mai ales în, cum avem noi opțiunile de șosele, de bucăți de autostradă, vor fi. Dar până în jurul orei 9, cam așa, după care se ridică.